nu s-a întâmplat nimica. De asta n-am aflat nimica, de asta se fac și autorizările astea, pentru că eu, dacă noi ne apucăm acum să autorizăm un astfel de cămin, vă spun sigur că nu găsim, oricâți bani am vrea, un funcționar. De asta e atâta alegeritate. Plângeți, pentru că trebuie să trageți prin toate furcile gaudine. A, Doamne ferește, păi nici nu ne gândim în România, nimeni nu mai vrea să mai deschidem nici afaceri, nici nimic, Doamne ferește. Marius Pașcan, e o problemă care ține de absolut practic toate instituțiile statului în momentul acesta. Nu cred că mai scăpăm ceva aici. Da, bineînțeles. Am văzut din primele cercetări că rezultă, de pildă, că la unul dintre azile câștigau cei de acolo, adică încasau vreo 30.000 de euro și, în realitate, pe acei bătrâni cheltuiau circa 4-5.000 de euro pe lună. Deci un profit foarte mare, care sigur că îl împărțeau cu funcționarea statului responsabil, cu instituția ale statului, pentru a le închide ochii și a-i tolera în această situație. Ce nu înțeleg eu peste toate este că, dincolo de ce putem specula din dosarele și cercetarea polițienească, în mod explicit, primul material pe această temă în presa centrală, în mai multe publicații a apărut în urmă cu 5 luni, descria o extrem de realist, chiar groaznic, situația de acolo. Jurnaliștii care au fost la fața locului vorbeau de ploșnițe, de paraziți, de acești bătrâni înfometați, de situația mizerabilă, mirosea fecale și a urină. Asta este descrierea ad hoc. Adică nu ne putem face că nu a existat subiectul. Dincolo de aceste argumentații teoretizante, că era un dosar pe rol și să nu cadă cumva cauza înainte de vreme, mi se pare absolut șocant să vezi astfel de lagăre de concentrare de tip nazist în zilele noastre aproape de noi, acolo unde chiar martori, vecini, știau care este situația, veneau bătrânii, cereau bani pentru mâncare, vai mama lor săraci, și toate astea sigur că au fost sesizate cuiva, că n-au trecut fără să se sesizeze o instituție a statului. În cazul dat, de pildă, are obligația legală autoritatea județeană de prestații sociale, de a face anchetele necesare. De asemenea, pentru persoanele care au aceste dizabilități, există la fel o autoritate pentru protecția persoanelor cu dizabilități. Toți sunt funcționari în astfel de instituții, au datoria și obligația să verifice, să facă rapoarte, dar sigur că ele pot fi făcute de la distanță, fără o vizită la fața locului, doar simulate pe baza unor ce profituri pe care le iei din partea celor la care te țin respectivele instituții. Eu cred că este absolut incalificabil și intolerabil unde a ajuns condiția umană, unde niște monștri ajung să aibă grijă de acești oameni după viață de muncă, să profite și să infometeze. Ba cu cinism am văzut chiar una dintre cele care au fost reținute, angajatele de acolo, că spunea: dar care este problema, că au fost bine îngrijiți, n-a murit nimeni. Deci aceasta este responsabilitatea lor, a angajaților de acolo, fără milă, de o cruzime inimaginabilă, exact ca cei care păzeau lagările de concentrare și exterminare naziste. N-a murit nimeni. N-a murit nimeni.